E prima ta acțiune, nu? Cu echipa națională, importantă. Cum te simți? Mă simt foarte bine, pentru că sunt cu un grup de băieți extraordinari, un grup de băieți care te fac să te simți plăcut, te fac să te simți ca acasă și asta o să ne ajute, foarte mult. Care este starea psihică a voastră? Cum așteptați turneul ăsta final? Avem o stare foarte bună, suntem foarte, foarte uniți. Ne pregătim zi de zi, suntem unul pentru celălalt și așteptăm cu nerăbdare să începem. Am văzut că e o coeziune extraordinară a voastră. Sunteți cam de aceeași vârstă, vă cunoașteți foarte bine. Crezi că ăsta este un atu suficient de important pentru a avea succes la un asemenea turneu? Da, este foarte important pentru că ne cunoaștem de foarte mult timp, ne știm calitățile, să spun așa, știm pe ce să ne bazăm și asta ne ajută, ne dă încredere. Mă uitam la loturile echipelor cu care ne confruntăm. Anglia are 3 jucători care născuți 2000, care joacă, au jucat în sezonul ăsta. Ăsta crezi că este un atu important al celor 3 naționale care ne batem? Da, este un atu important. Unul dintre ei, dacă nu mă înșel, e Reece Nelson, de la Anglia, care mi-a fost coleg la Arsenal. Și îl cunosc destul de bine, știu ce calități are, știu ce poate și pot să spun că nu trebuie să ne speriem, să spun așa. Abonează-te la FRF TV pentru a urmări mai multe videoclipuri exclusive din cantonamentul național de tineret.